ciocolata Dubai. Aceasta este ciocolata mea. Ciocolata Dubai. Aceasta este ciocolata mea Dubai. Într-o tigăiță punem 250 de fistic și o să turnăm apă fierbinte și îl lăsăm la înmuiat ca să putem să scoatem această coajă de deasupra. Putem face această cremă de fistic și cu tot cu coajă, dar crema o să iasă un pic mai închisă la culoare. Dar noi o să turnăm apă fierbinte și lăsăm la muiat circa 20 de minute. Puteți și fierbe acest fistic 10 minute. Vedeți? Și așteptăm să se înmoaie ca să putem scoate coaja. După cum se vede, fisticul nostru s-a înmuiat. Vedeți, vom scoate și vom lua această coajă, piele, cum vreți să-i spuneți, care este deasupra. Vedeți? Scoatem și încet o dăm deoparte. Ia uitați! Și rămâne acest fistic frumos verde, ca să avem o culoare frumoasă. Și această coajă o dăm deoparte. Deci am avut 240-250 de fistic. Apoi vom avea această fidea. Eu am 400 de grame. Am nevoie de 100 de grame de unt pe care îl vom topi. Și după ce vom tăia cataiful sau această fidea, cum vreți, mărunțel, vom pune deasupra și o vom prăji foarte bine. 100 de grame de ciocolată albă pe care vom topi și 240 de ciocolată. Eu voi face ciocolata în această formă. Este o formă din silicon. Vedeți? Și o voi pune aici. Și voi mai avea nevoie și de colorant alimentar. Și acum punem untul să se topească. Vom tăia cataiful mărunt, mărunt. Deci untul este topit. Am tăiat cataiful. Ia uitați-l. Și acum îl punem peste untul nostru și amestecăm foarte bine. Și apoi vom pune pe foc și îl vom amesteca până se prăjește bine, bine. Am amestecat foarte bine și acum să-l rumenim. Acum, în următorul pas, este să topim ciocolata albă. Și amestecăm până se rumenește bine, bine. Aici avem fisticul. L-am curățat de acea cojiță. Am curățat fisticul de acea cojiță. Aici avem fisticul, vedeți, curățat. Și acum, cu un mixer vertical, vom mixa până vom obține o pastă. Așa. Până obținem o pastă. Mixăm bine, bine. Și apoi adăugăm din ciocolata albă puțin. Și am adăugat jumătate din ciocolata albă și acum mixăm. Aici am ciocolata albă, aici am forma de silicon. Voi pune puțin verde, în culoare verde și am să pun așa aici. Așa, după cum se vede, am colorat puțin cu verde și vom da așa cu puțină ciocolată pe deasupra. Verde, vedeți? Am pus așa, restul de ciocolată care mi-a rămas am să adaug peste crema noastră de fistic. Am tăiat ciocolata bucățele și acum o punem la topit. Topim ciocolata. Aici am topit ciocolata și ca să o temperăm, voi adăuga ciocolata rămasă, o voi pune aici peste ciocolata fierbinte. Și o amestecăm până se topește. Și așa o temperăm și
o să pun totul aici și amestecăm totul. Apoi, mi-am pregătit crema de fistic. Adăugat ciocolata albă, circa 80 de grame, am pus în total și am să pun și puțină miere de albine. Și tot așa amestecăm. Aici am cataiful, fideaua noastră, să știți că este, ia uitați, este crocantă. Așa, ia uitați cum este. Așa, s-a rumenit și imediat o să unim peste cataif, o să punem această cremă de fistic. Ciocolata noastră se temperează și o să punem peste formă noastră de silicon. Vedeți? Așa arată. Și o să facem o ciocolată super. Am adăugat mierea. Deci adăugați miere până aveți o consistență așa destul de moale. Sau cine dorește poate adăuga și lapte condensat. Eu am adăugat, am preferat să adaug miere și ciocolată albă. Și acum peste cataif punem fisticul nostru, vedeți? Și începem să amestecăm până omogenizăm bine totul. Am amestecat așa bine ciocolata noastră, vedeți? S-a topit și o vom pune în această formă. Și o distribuim peste tot. Vedeți? Așa. O distribuim așa peste tot. Și acum o voi da la congelator. Aici mi-a rămas cât să închidem. Ciocolata s-a întărit. Vedeți? Nu ne rămâne decât să punem umplutura noastră. Și o punem așa peste tot până umplem toată suprafața. Cred că în loc de 400 de cataif puteți pune chiar și 300 pentru așa o formă. Luăm ciocolata noastră, vedeți? Și o punem pe deasupra și îmbrăcăm. Aici închidem. Închidem ciocolata. Și apoi o dăm la congelator sau la rece să se întărească. Ciocolata noastră s-a întărit și acum nu ne rămâne decât să o scoatem din formă. Vedeți? Aceasta este forma noastră din silicon și acum să o scoatem din formă. Așa. O să o pun așa aici și să scoatem din formă ciocolata noastră. Ciocolata noastră Dubai. Ia uitați-o. Ciocolată Dubai. Am să o așez așa aici ca să o vedeți mai bine. Și să tăiem, să vedem cum arată și în interior. Ciocolata Dubai. Ia uitați. Mm-hmm.